Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, instituție subordonată Consiliului Județean Călăraș, vine în întâmpinarea evenimentelor dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și organizează marți 1 octombrie, începând cu ora 17, spectacolul Tradiției Românești și nu numai. La eveniment sunt invitați să participe pensionarii călărășeni. Sărbătoriții zilei se vor bucura de un repertoriu muzical extrem de variat și bogat prin prezența pe scena sălii Barbu Știrbei a trupei Alesis, trupă care a reușit în 20 de ani de carieră exemplară să îmbine tradițiile muzicii ușoare românești cu filonul folcloric autentic și să ofere publicului daruri muzicale de excepție. Toate aceste daruri muzicale sunt dedicate tuturor pensionarilor ce vor fi prezenți la evenimentul ce face parte din proiectul de educație prin artă 7 zile 7 arte. Haideți să aducem în discuție un proiect pe care l-am inițiat acum 2 ani de zile, 7 zile 7 arte, un proiect la care am ținut tare mult, exact vă spuneam, de partea de alternative. Și anul acesta o să îl derulăm, începând cu 30 septembrie. Pe 30 septembrie va fi prima zi a proiectului, vom avea arta coreografică și ne vom bucura de Teatrul Național de Opere și Balet Oleg Danovski cu Romeo și Julieta. Un spectacol inedit aici de balet pentru toți călărășenii. Vom avea arta tradițională și acolo avem... Și nu i-am uitat, chiar pe data de 1 marți, pe 1 iartă tradițională, pe seniorii noștri, că e și ziua pensionarului. Da. Și atunci am constituit un program și am organizat în așa fel încât să atragem mai multe segmente pe vârste, dar preponderent către seniori, Alesis, cu piese reprezentative din mai multe țări. De asemenea, Cornelia Tihan, naistă excepțională, cântă la 27 de instrumente de suflat de la Chișinău. Va fi un spectacol de 90 de minute inedit. Nu am post așa ceva până acum. Avem arta teatrală. La arta teatrală avem un spectacol, o comedie foarte bună de la Teatrul Notara, Thailanda. O excelentă comedie, montată recent la Teatrul Notara. Mai avem în această săptămână iar un proiect inedit, Cine Acordeon, Emi Drăgoi, acest instrumentist atât de special, care va fi prezent alături de câțiva instrumentiști și de Ailin Cadâr, pe care telespectatorii o cunosc de la Asia, ea e actriță de meserie, și pe secvențe, începând de la filmul mut, până în zilele noastre, pe filme celebre, vor face ilustrația sonoră live, aici pe scenă, ei vor fi pe scenă, ecranul mare, proiecție, și e un proiect inedit. Proiectul a fost prezentat în cadrul unui festival internațional de film, a prins foarte bine și îl aducem și noi la Călăraș. O artă noutate și ceva, spectacolul Zaraza, montat în stagiunea trecută la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, de acest fenomen, tot un fenomen al coreografiei, Răzvan Maziliu, un spectacol unde sunt angrenați peste 35 de artiști, plus mașiniști, plus decoruri, va fi o nebunie. O să fie prezent Zaraza, va fi prezent în cadrul proiectului 7 zile, 7 arte. Avem seară de la arta muzicală de operetă și de această dată, dacă pe data de 3 o avem pe Bianca Ionescu, cealaltă iubită, cunoscută soprană, Daniela Vlădescu de la Constanța, va fi prezentă aici cu arii celebre din opere, din operete, cu șansonete, un spectacol care place, care frumos, care dă bine, să spunem așa, fără pretenții, nu sofisticat, un spectacol care merge direct la suflet. Bine, muzica, mi-amintesc acum și place, iubesc pe cel care a fost, eu spun, geniu, Nichita Stănescu, spunea că muzica este răspunsul căruia nu i s-a adresat întrebarea. Excelent. Așa și acest spectacol va fi un spectacol direct la sufletul spectatorului. Sunt convins de
lucrul ăsta. Deci foarte multe evenimente inedite, evenimente noi pe care în această toamnă le organizăm la Centrul Județean de Cultură. Repet, această șansă am avut-o grație finanțării primite de la Consiliul Județean Călăraș. Ne permitem ca să organizăm și să oferim un produs cultural de un asemenea standard la un preț atât de accesibil. Mic, să spun eu, accesibil pentru toți călărășenii.